România se află pe primele locuri în Uniunea Europeană atunci când vine vorba de munca la gri, adică acea formă prin care angajatorii evită plata integrală a taxelor și a impozitelor pe salariu și încheie contracte de muncă pe salariu minim, iar restul banilor sunt dați fără să fie impozitați. 5% dintre angajații de la noi din țară lucrează în cifre absolute, asta înseamnă că aproape 300.000 de oameni au contracte pe o sumă mult mai mică decât cea încasată. De cele mai multe ori este vorba despre salariul minim pe economie, arată datele celui mai recent Eurobarometru, care plasează România pe locul 6 la nivel de Uniune Europeană la acest capitol. Fruntașii muncii la gri sunt însă olandezii. E foarte rău, pentru că în primul rând pierde statul și pierde și omul. Deci ăștia sunt niște bani la negru care nu merg la stat și omul pierde când iasă la pensie, în loc să îi se calculeze normal, să apropie de pensia minimă. E foarte rău. Nu sunt de acord cu chestia salariul minim și restul la negru. Nu-i bun. Totul să fie impozitat și salariul minim e prea minim. Părerea mea. Oamenii poate se bucură pe moment, dar la pensie? La pensie are de pierdut. Când îi adună cotizația ca să-i facă calculul, pensia rămâne mică și atunci nu mi-a dat statul pensie. Păi de unde dacă n-a cotizat? Asta este. Oricum, guvernanții nu se ocupă de noi. Se ocupă numai de ei. Veniturile nedeclarate în România sunt în medie în valoare de 300 de euro. Dacă o astfel de sumă ar fi taxată, atunci angajatorul ar trebui să plătească încă 208 euro sub formă de contribuții și impozit pe venit. Autoritățile de la Bruxelles afirmă faptul că fenomenul muncii nedeclarate este mult mai răspândit și estimează că valoarea economiei subterane ajunge și la 20% din PIB-ul european. Pe primul loc! La ce nu am fi pe primul loc? În hoție la Severin. În hoție la Severin. Mai departe, nu le îndreaptă nici drap. Atâta timp când ai în fruntea țării numai penal, ce pretenții mai avem? De sus până jos. Deci nu sunteți de acord. Nu. Cea mai proastă părere. Păi și asta nu, e părerea e proastă pentru că... Că se face așa. Că se face așa. Da. Dar de ce se face așa? Pentru că de ce se face așa? Șefii vor să ne lase să furăm. Nu. Pe moment oamenii poate se bucură, dar atunci când vine vremea pensiei... E cea mai mare porcărie aia să faci așa ceva. Acest tip de muncă este foarte greu de dovedit și nu doar pentru că România nu are o legislație în acest sens, de cele mai multe ori, angajații acceptă să aibă pe cartea de muncă salariul minim pe economie, iar diferența să o primească în mână. Pe termen lung, acest tip de plată are un efect negativ tot asupra angajatului și asta pentru că va avea o pensie mică din cauza contribuției sale reduse. De partea cealaltă, angajatorul spune că este tentat să propună acest tip de plată din cauza fiscalității ridicate.